A fost panică generală în satul Scăpău din comuna Mehedințeană de Vesel. Circa 20 de case au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a pornit, conform sătenilor, de ieri dimineață, iar de atunci până pe seară au tot încercat să-l stingă cu ajutorul pompierilor, însă cu toate acestea s-a extins și în gospodării. Oamenii au ajutat la stingerea flăcărilor. Misiunea a fost una dificilă din cauza apei puține din zonă. Furtunul, vei! Furtunul, hai! La câine, câine, câine! Hai cu linia, hai cu linia, hai! Câine, la câine, la câine, hai repede! Hai de spate, câine! Hai la câine, hai la câine, hai! Flăcările au izbucnit încă de dimineață la vegetația uscată, iar după amiază s-au extins către sat. Focul a ajuns la casele oamenilor în jurul orelor 16, moment în care sătenii au acționat pe cont propriu, de teamă să nu rămână fără agoniseala de o viață, după care au solicitat sprijin specializat. Nu suntem de la Tăncicu și la Tăncicu la foc, ia uite ce lor! Nu e intrat, nu e nimic în aici, Mehedin! Nu e nimic! La la foc, ia uite, de la vânt, vânt! Ciorobăreni, Căpau, Jiana, Gogoșu, Dăciu, Pătule, tot a la foc. Ia, duceți-vă într-un să vedeți, duceți-vă într-un să vedeți ce e nu. Murim. Sigur că da, dau foc să arde miriștile, sigur că da. Păi și dau foc și s-a întins foc. Sau poate cine știe ce s-a întâmplat. Cum? Păi da, tot satul, toate satele. Păi toate, tot, peste tot și numai, numai aici. Ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? Noi suntem animale, înseamnă. Noi nu mai suntem oameni pe acest pământ. Noi suntem atunci niște animale. Păi ce? Păi sigur că e german, nu vedeți? Poftiți! Poftiți peste tot! Ăsta a scăpat că a venit tractorul, doar atât. Dar încolo, peste tot. Nu știu cine a dat foc pe toate părțile, dar a luat ăsta cu foc. Nu mai putem, credeți-mă. Toate casele, deci și pe partea asta, și pe partea asta, și... Arde tot. Case, gospodării, tot, doamne, tot. Animale? Tot. Ce-ați făcut cu animalele? Mi-a luat foc căpiță. Căpița mi-a luat foc. Căpița? Da. Și se extinde. A ajutat cu pompierii. Nu vedeți că aia facem. Mă durăm că ieșirea un foc, doamne. Nu mai știu nimic, că eram la mulți. Nu știu nimic de unde aș fi. V-a luat foc asta sau? Nu, târla la foc. La târla aceștia, chiar aceștia, în față suntem. Și ne-a luat foc că mulgeam la capre. A distrus tot, văd multe căști. Toți căști, pe la fată mi-a luat foc. Nu știu nici de copii unde sunt. Eram toți la târla aceștia. Văd că toate ulițele ar. Da, ce să vă spun, doamne, că nu mai pot. Rămas în zâmbetul om fără casă. Agonisala de o viață. De o viață, doamna mea scumpă. Nu mai pot, doar. Văzui că n-ar să aici, poate să ai bani. Tot. Tot, case, tot. Multe, văd gospodăria. Gospodărie la ăsta, mașina lui ăsta, după alea din dreapta. Văzui și la ulița principală foarte mult. Nu ajunsei pe acolo, nu știu nimic. Cum vedeți, flăcările practic v-au invadat. Hai de mine, nu putem să mai ieșim niciunii decât fugirăm încolo, să ținem calea pe la un canal. Dar ce? Patru case au fost afectate serios de foc, una dintre ele a ars din temelii, iar proprietarii nu au mai rămas decât cu câteva animale, o găină, un porc și două văcuțe. Tot aici mașina celor două persoane, tată și fiu, a ars ca o torță. Acești oameni au rămas practic sub cerul liber, doar cu hainele de pe ei. Cu toate acestea, pagubele sunt cu mult mai mari. Alte trei familii se confruntă cu situații asemănătoare. Au aceea și dacă se mai vine o mașină să vină. De ce mai m-a întrebat, doamnă, dacă asta o mai am? Din toată ce-i pe mine și ce am în mână? Hai, ce să facem? Ce să facem? Stăm pe stradă. N-aveți unde să mergeți? Unde să mergem? Rude, vecini? Rude n-avem pe nimeni. Tata acum mai aici. Vecini? Ce vecini avem aici?
Ce v-au spus autoritățile? Ați vorbit cu primarul? Ceva vă oferă sprijin în seara asta? Nu știu nimic. Nu vin să taie nici firele de curent, apoi să vină să întrebi. Nu aveți curent? Nu, să taie firele, că curentul unde să mai fie, dar să le taie, pică jos acum și trec mașinile, că-i circulați, trec oameni, trec... Practic nu aveți unde să dormiți de acum încolo. Ce să facem? Asta este. Toată agonisala de o viață și nu aveți nici măcar unde să vă petreceți. Asta că se vede și acum. Cum vedeți dumneavoastră să pună așa foc? Practic, dumneavoastră v-a luat casa foc din cauza unui incendiu de vegetație. Nu știm cine a pus și pe asta, pe asta. Zice că vine dinspre de vesel. Ce să mai zicem? Sunt temperaturi ridicate, au favorizat extinderea flăcărilor. Credem și chestia asta, da? Nu se ia nici măsuri. Pe lângă case au ars anexe gospodărești, garduri și multe clăi de fân. Mulți dintre sătenii spun că își vor vinde animalele pentru că nu mai au ce să le dea să mănânce. Nu vedeți. Hai, Dadila! Ce vă face la noapte? Ce să fac? Stau, pur și simplu. Dor ca orice. Ars tot, casa, mașina. Dar nu vedeți. Mai e ceva? Ce să mai? Și animale și tot. Da, absolut tot. Cum vedeți noastră ce s-a întâmplat astăzi? Cum vede toată lumea, pur și simplu. O tragedie fantastică. Putea fi evitată? Dacă se implică autoritățile, se poate, orice e posibil, dar dacă autoritățile nu se implică, normal că nu poate. Amenzi drastice pentru cei care dau foc sau ce credeți că ar trebui? Amenzi drastice? Păi ce amenzi? Ce amenzi? Pușcărie direct. Păi amendă, cu ce mă încălzește pe mine că-i dau lui aia? Să zicem 10.000 de lei, 100 de milioane amendă. Cu ce mă încălzește pe mine? V-a distrus tot. Păi, oare atâta face 100 de milioane? Ce aici? Nu mai aveți nicio acte, nimic. Nici actele personale nu mai am. Nici acte personale, nu bani, nimic, nimic. Deci ce vedeți pe mine? Tot s-a toars. Clăile de fân. Clăile de fân. De la cât ai zis? Nu, de dimineață. Băi, eu ard din continuu, nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Și cum bătu și vânt. Ce credeți? A fost pus intenționat? Păi cred, nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Ars ceva? Și scăi de fără. Și gardă. Cum vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi? Ce să mă vede? Puterea lui Dumnezeu. A ceva ce ne face. Că dacă spun că a dat el sau foc, poate că am păcat, că nu știu cine a dat foc. Dar credeți că cineva a pus focul intenționat? Nu știu dacă poți să faci. Foc intenționat, că focul vine de aici, despre de vesel, de acolo e pornirea. De la vegetație. De acolo e pornirea, nu de aici la noi. La noi s-a oprit, cum s-a spus. Dincolo de tragedia oamenilor, a fost lupta pompierilor cu focul. La locul intervenției au fost mobilizate forțe mărite. S-au deplasat 45 de pompieri cu 6 autospeciale cu apă și spumă. În sprijin au fost solicitate 2 autospeciale de la ISU Dolj, însă acestea au fost mobilizate la alte incendii de vegetație pe raza Mehedințiului. În total 45 de subofițeri, 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă și... Un microbus cu 15 subofițeri cu pliciurile. Intervenție mare, să înțelegem. Foarte mare, da. Ați cerut ajutor și la Dolj? Ne-au venit în sprijin 2 autospeciale, însă până la sosirea autospecialelor am reușit să localizăm și, din păcate, au sunat din altă localitate și am distribuit acolo, pentru că aici eram sub control. Cel mai probabil în această noapte păgubiții vor sta sub cerul liber. Cu toate acestea, autoritățile spun că vor căuta soluții să îi sprijine pe acești oameni. Dacă nu sunt de vină autoritățile, de vină sunt oamenii, alertat. Pentru că oamenii dau foc, să știți că nu vin autoritățile. De vină sunt autoritățile, pentru că dacă îl prinde, eventual îi dă un avertisment sau... Acum am făcut în primul rând ca să reușim să stingem incendiu, să nu fie pierdere vieți oamenii și după aceea mâine vom face cercetări și sperăm să-i găsim cât mai repede, da? Cu asta și cu sprijinul dumneavoastră, că dumneavoastră poate știți sau poate... Păi nu știm că de unde ne folosim de la DVS, de acolo, de unde a plecat. Ești proprietarul de aici, nu? Da, eu cu... Nu știu, el e proprietarul, eu știu. Ok. Noi suntem cu cercetări. Încercați să ne sprijiniți. Dacă aș putea și aș ști, supărați-vă acum și aveți dreptate pentru că ați fi eu nu mai am nici act de identitate. Eu nu mai am, eu pur și simplu sunt al nostru. Cu ce ne vedeți cu asta, semn? Cu ce ne vedeți cu asta, semn? Jur 20-25 de gospodării afectate. Dar casa asta arsă definitiv. Și ca suprafețe? Peste 700 de hectare. Da. E ca în Grecia? Nu e ca în Grecia, dar aproximativ, cel puțin zona asta aici, n-am întâlnit așa ceva niciodată, am și eu o vârstă și nu am întâlnit așa ceva. Dezastru, tragedie.
Îi puteți ajuta pe oameni în zonă? Primăria buget are foarte slab, dar în limita la ce avem noi, încercăm să ajutăm sigur de dată. Pe lângă pagubele înregistrate în gospodăriile oamenilor și pe câmpuri, ar și o suprafață de circa 40% din cimitirul satului. Asta deoarece flăcările s-au extins cu repeziciune chiar și peste asfalt. Temperaturile ridicate, dar mai ales vântul, au favorizat extinderea incendiului. Fața locului s-au deplasat comisarii gărzii de mediu atât pentru a măsura poluarea din zonă, cât și pentru a-i căuta pe cei care se fac vinovați de punerea focului la vegetație. Într-adevăr, ne confruntăm cu un fenomen extraordinar de grav în aceste zile în județul Mehedinți. Acum câteva zile a ars groapa de gunoi. Acum, uitați, suntem în satul Scăpău, unde au ars câteva locuințe. Facem un apel către cetățeni să nu mai dea foc, pentru că de la o simplă ardere de miriște, uitați ce se poate întâmpla. Sunt foarte multe case care au ars aici în zonă și oamenii pe bună dreptate sunt disperați. Dacă vor fi descoperiți făptașii care au pus focul, ce riscă? Aceștia, pe lângă sancțiunile care sunt extraordinar de mari, vor plăti toate pagubele. Incendiul a fost lichidat noaptea trecută de pompierii mehedințeni în jurul orei 2. Acesta a afectat 4 case de locuit, dintre care una total și 3 parțial, 17 anexe gospodărești din 15 gospodării, un autoturism, 20 de clei de plante furajere, cimitirul și 2 hectare de litieră. Până seară, satul a rămas în beznă, fiind avariată și rețeaua electrică. Un echipaj de pompieri a rămas în apropiere în această noapte pentru supravegherea pădurilor și a vegetației uscate, unde există oricând pericol ca focul să reapară.